Călărind bugetul, am descoperit că citind un buget fără a pune accent pe cifre, poate deveni o lectură interesantă. Vezi viitorul prin ochii celui care l-a conceput. Așa și cu bugetul Bucureștiului. Treaba e că citind acest buget, te aștepți să regăsești în cifrele alea ceea ce ți s-a promis că se va întâmpla. În cazul nostru, contradicția dintre viziunea electorală și cea care rezultă din conținutul bugetului, te năucește. Vorba domnului Cățu. Aia era în programul electoral, nu în cel guvernamental. Calitatea aerului din orașul nostru a fost calul de bătaie al discursului actualului primar general. Ne spunea domnia sa, cu aerul că știe exact despre ce vorbește, că are la îndemână toate măsurile pentru a asigura îndeplinirea acestui deziderat. Extinderea spațiilor verzi, perdelele forestiere, fluidizarea traficului, reducerea acestuia prin dezvoltarea transportului în comun, achiziția de mijloace de transport ecologice le știa domnul Nicușor Dan ca un om mare. Fals. Dacă citești bugetul, a murit iubirea noastră. Doar ca exemplu, domnul Nicușor Dan a șters sute de milioane din bugetul societății de transport bucurești. Adio, achiziții! Vreo câteva sute de tramvaie și autobuze electrice sunt pa. STB va reduce numărul vehiculelor pe traseu cam cu 500. Nici bicicleta nu mai e o soluție, că a tăiat și din fondurile pentru pistele special destinate. Ca urmare, utilizatorii transportului în comun și bicicliștii înapoi în mașinile personale. La fel ca și cei din comunele limitrofe, că și transportul lor e afectat. Tot de tăieri din buget. Despre stația de epurare de la Glina, n-are sens să mai vorbim că și așa miroase urât. Va mirosi în continuare pentru că primarul a ras investițiile aferente. Ce mai? Un om pentru comunitate.